Sunt Marius Constantin, primarul orașului Băicoi din județul Prahova, primar al acestei localități începând din anul 2016. Lipsa în orașul nostru o reprezenta printre alte investiții și a locurilor de joacă, lipsa parcurilor, lipsa a zonelor de agrement unde să se bine dispună și cei mici, dar și seniorii. De aceea o prioritate în gestionarea orașului o reprezenta investiția în astfel de zone. Parcuri de agrement însoțite de locuri de joacă. Sunt un primar implicat în tot ceea ce se întâmplă în evoluția acestui oraș, de aceea personal urmăresc și încerc să iau legătura cu furnizorii de echipamente, inclusiv de echipamente pentru locuri de joacă. De aceea, în momentul în care am prins o astfel de investiție, am bugetat-o, un parc în zona blocuri, în zona de centru civic, un parc cu o suprafață de 1600 de metri pătrați, am început să urmăresc activitatea firmelor care comercializează astfel de echipamente pentru locuri de joacă. Am purtat discuții cu aproximativ 7 firme. Am fost să văd și exponate pentru astfel de activități și am ales firma Atlasport din Târgu Mureș. După o discuție telefonică cu cei de acolo, am primit un site pe care să pot să vizualizez diferite echipamente de joacă, diferite ansambluri, dar ba mai mult de atât mi-au recomandat să iau în considerare și zone de echipamente de fitness, spunând că zonele de agrement se referă și seniorilor. Nu am bătut palma cu această firmă până nu am mers să văd condițiile în care își desfășoară activitatea firma și am rămas impresionat, plăcut, pentru că acolo am găsit o firmă de angajați tineri, de oameni serioși și, spunem noi, de profesioniști. Astfel că, după o discuție simplă, am încheiat un parteneriat, am cumpărat elemente de joacă însoțite de aparate fitness în valoare de aproximativ 170.000 de lei. Livrarea s-a făcut conform proiectului. Ba mai mult de atât, am constatat că și calitatea este una care o găsim destul de rar. Noi, având în zona noastră, aproape de București, foarte mulți distribuitori și vânzători de astfel de articole, cei de la Târgu Mureș au o calitate superioară. Am reușit să implementăm acest proiect în perioada de pandemie, când toată lumea trecea printr-o situație mai neplăcută, oamenii erau forțați să stea în casă, astfel că am finalizat construirea parcului undeva la 15 iunie, atunci l-am și deschis și a fost o surpriză pentru locuitorii orașului Băicoi, atât pentru cei mici cât și pentru cei mari, de ce li s-a oferit în acea zonă. Pe lângă zona verde pe care am creat-o noi, am montat și acest ansamblu de locuri de joacă, cumpărat de la firma Atlasport, și surpriza a fost una deosebită. Locul se păstrează, deși are o activitate intensă, sunt foarte mulți copii care beneficiază de condițiile create de noi în parcul recreativ, dar calitatea, de care spuneam și mai devreme, calitatea produselor nu lasă ca ele să deterioreze foarte repede. Toți primarii știu că aceste comunități pe care le păstorim au nevoie de astfel de locuri de agrement și e bine ca în momentul în care își fac proiecte de buget, știm cu toții că banii sunt puțini, banii nu ajung pentru tot ceea ne dorim, de aceea e bine să cumpere materiale de calitate și aici aș recomanda cu seriozitate firma Atlasport pentru profesionalismul de care a dat dovadă în această colaborare cu noi, deși este o oarecare distanță între localitatea noastră și reședința firmei Atlasport, noi nu am simțit această distanțare pentru că de fiecare dată am fost consiliați telefonic, am cerut sfaturi și le-am primit util și prompt. Mulțumesc Atlasport pentru această colaborare, pentru realizarea în acest parteneriat a unui parc unic în județul Prahova. Din analiza presei județene se spune că este cel mai frumos parc
din județ realizat în ultima perioadă.